la român. Italienii? Deci trebuie să mergem și pe traseu, vreau să văd ce faceți cu alunecările. Haideți să informăm pe toată lumea aici. Deci, lotul 3 ați dorit să vedeți, da? Da, da. Deci, haideți să stați să informăm noi presantii cu domnul Grefor Neaga. Deci, pe lotul 3 la Orăștie Sibiu, după conflictele care au fost și știți care puteau duce la reziliere, cum am anunțat noi, am reușit să ne înțelegem. A existat și un arbitraj între CNADNR și Impregilio. Arbitrii au stabilit că din cei 356 de milioane de lei pe care... Sau 365. 365, scuze. 365 de milioane de lei pe care ei au cerut ca să facă aceste alunecări și s-au contrazis cu noi un an și jumătate, am câștigat noi, le-au dat numai 27 de milioane de lei. Deci în 27 de milioane de lei este în limita 3% din valoarea inițială a contractului, deci până în 10% acela pe care îl dă Comisia Europeană. Și, de asemenea, s-a stabilit termenul de 15 noiembrie 2014 pentru terminarea tronsonului Orăștie Sibiu, lotul 3. Vreau să știți, două lucruri sunt importante. Deci, pe de-o parte, completul de arbitraj a acceptat cererea lui Impregilio de prelungirea termenului. Deci, prelungirea termenului nu e dată de CNADNR, e dată de către completul de arbitri. Și, de asemenea, data de 15 noiembrie, și mi se pare important, nu este stabilită de data asta de către CNADNR, ci de către completul de arbitraj. Acum, cred că lucrurile sunt destul de simple și de clare. Avem 27 de milioane de lei care să compenseze cheltuielile suplimentare pe alunecările de teren și 15 noiembrie 2014, date de finalizare, cele două elemente fiind stabilite de un complet de arbitri, nu de către CNADNR, deci lucrurile sunt mai simple în momentul ăsta. Acum am venit împreună, mă rog, o să avem și acțiuni de campanie, bineînțeles. Vom merge și la media și în alte părți ale județului, dar